nu știu, te gândești de ce am făcut asta și unde m-am băgat și de ce caut eu pe muntele ăsta și de ce nu stau acasă în cald și bine și comod. Și acum duc greutatea asta în spate și mă cațăr pe dealul ăsta care nu se mai termină și... Astăzi stăm pe divan cu Valeriu Istrati, un om care tare rar dă pe acasă. Mai mereu este plecat undeva. Iată că el ne va relata astăzi despre o experiență inedită. A urcat la peste 5.000 de metri altitudine. Ce a căutat acolo, vă spunem imediat. Începutul de la un anunț pe o rețea de socializare. Acolo a văzut că o organizație din România, care se numește Adventure Diplomacy, își propune să organizeze o expediție la care sunt invitați să participe tineri lideri, implicați activ civic în comunitățile în care locuiesc și care sunt parte în conflictele din bazinul Mării Negre. Eu, fiind un mare avocat al păcii și ambasador, m-am gândit că e o ocazie perfectă să aflu mai mult despre conflictele care sunt în bazinul Mării Negre și cumva să contribui poate la transmiterea unui mesaj. Am aplicat fără ca să mă gândesc, după care în câteva zile înainte de expediție am și citit ce de fapt noi să facem, că o să escaladăm în munte și mă rog, asta m-a entuziasmat încă și mai mult, deși un pic e frică. Mă rog, eu am fost prin munți, am fost în Alaska, am escaladat vârfuri până la 3500 de metri, care e destul de mult. Condiția fizică e ok, alerg la maraton și chestii, însă niciodată n-am avut experiența de a escalda pe un perete înghețat. Și atunci a înțeles că fără un topor și crampoane, nu are ce căuta acolo. Le-am împrumutat și na, aveam careva rezerve, dar eram foarte entuziasmat că e bine să înveți ceva nou. Acea altitudine ați urcat? 5033 de metri. Și acolo se respiră altfel decât jos? Da. Ideea că pentru mine a fost chiar o experiență. De regulă, adesea, din cauza lucrurilor în care am fost aplicat, am destul de multă experiență în vaste domenii și în cameră, în orice ambianță, cam pot să discut cu oamenii și implicat. Aici eu eram persoana care era mai puțin experimentată și băieții care organizează sunt chiar foarte experimentați. Eu am fost pe McKinley, e cel mai înalt perete muntos din America de Nord, pe Everest. Cu câți oameni ați fost? Am fost în total 12 oameni. Din ei, 3 erau alpiniștii profesioniști despre care vorbește Valeriu. Nu pot să nu menționez că printre ei s-a aflat și o femeie originară din Moldova. Era tensiunea asta nevorbită, știi, pentru că... Simțea? Nu, la început, în mintea mea cel puțin era, pentru că mă gândeam, zic, măi, de exemplu, azerii și cu armenii, ei nu, deloc nu prietenesc și e o problemă foarte mare dacă din Azerbaijan mergi în Armenia. Și chiar și când pleci, dar și când vii înapoi, adică foarte mare la nivel de, poate să te pun în închisoare sau... E un conflict destul de intens. Și aici, iată-i, el reprezentând fiecare țară aparte, pe un munte, având exact. Un scop periculos, și nu, afară tăiată și... Exact, și nu doar atât, dar chiar viața ta depinde de ceilalți, pentru că ești atât de puternic cât de puternic grupul. Însă, noi am avut practic o săptămână să facem lucrul ăsta și o mare parte din asta era climatizarea, care e unul dintre cele mai importante lucruri în tot procesul ăsta. Cum se face asta? Primul lucru care l-am făcut, ne-am luat toate cele necesare din Tbilisi și am luat drumul spre Kazbek. E un munte, nu e cel mai înalt din Georgia, e unul dintre cei mai înalți, dar e unul dintre cei mai dificili. Și de aici deodată s-a simțit parte de colaborare, că în Georgia nu prea cu engleza. Se înțelege rusa, dar din toți noi puțin vorbeau rusă. Și atât noi ne-am împărțit la cei care vorbesc rusă, cam în fiecare echipă era cineva care vorbește în rusă. Și aici s-a început deja colaborarea, pentru că indiferent cine era el, dar tu depindeai de el și vrei, nu vrei, interacționai și trebuia să vorbești și să colaborezi. Era o echipă care luat echipament, o echipă care se ocupa de provizii, o echipă se ocupa de transport și tot așa. Apoi am ajuns în satucul cel, ne-am cazat la o familie locală și ei cu toate tradițiile lor, cu biblioteca în
georgiană cu servantul plin cu diferite ceașculițe și farfurele. Era chiar o casă de familie în care noi am fost toți cazați. Dai seama, 12 oameni. Am umplut toată casa. Și prima zi am ajuns, am dormit. A doua zi dimineața am urcat până la 2400. Noi am fost la 1800. Și acolo este o biserică foarte faină. Eu am undeva niște cărți poștale. Eu de obicei nu prea colecționez lucruri, dar îmi place să le aduc ceva oamenilor de aici. Unde e biserica? Nu vrea să apară Georgia. Asta nu e Georgia, asta e Cambodgia. Ups. Iată, asta e o biserică. Care 2400 de metri. Și noi de la 1800, cât era în satul în care eram, am urcat până la biserică. Da, este o, chiar un complex ca o mănăstire. De la 2000 de metri în sus apare senzația că oxigenul puțin câte puțin se evaporă. Ai o stare tare neplăcută de vomă, te doare pe capul, amețești și practic toată energia ta nu-i. Și mă rog, în mod normal, lucrul ăsta trece în una, două zile. Dacă nu trece, trebuie să cobori. Că nu, la altitudine morci, adică regula e simplă. Dacă simți rău, cobori jos. Da, și eu am ajuns acolo. Deja aveam probabil câteva kilometri ca să ajungem până la tabără. Dar mă simțeam chiar aiure de tot și unul dintre băieți care primul grup care a mers mai repede, s-a coborât înapoi și în loc să ia geanta găzdanul unii domnișoare, ei se simțeau tot mai ok și mi-a luat-o pe mea. Mă simțeam penibil, dar asta e. Câteodată, într-adevăr, oricât de pregătit fizic n-ai fi, asta nu te scapă, e în genie. Sau te adaptezi sau nu. Și în felul ăsta, fără găzdan, tot am avut emoții și cu greu m-am urcat. Am ajuns, am băut un ceai, eu vreau să dorm, ei tot insistau, trebuie să mănânci, trebuie să bei. Am luat o aspirină. Aspirina lichefiază sângele și face mai ușor circulație sanguină. Dar aveți tuburi de oxigen? Sau? Nu, la înălțimea asta nu e nevoie de tuburi. Uh-huh. Avem tot echipamentul, buți, pantaloni special, toate trebuie să fie mai mult sau mai puțin din plastic, din pânză artificială ca să se usuce repede. Gecele care sunt nevoie, adică e un set destul de complet de echipament. Noi înainte ca să urcăm, toți organizatorii au adus și câteva lucruri de rezervă și noi am avut grijă ca să împărțim între noi, ca toată lumea să aibă strictul necesar din echipament. Și asta includea tot de la ciorapi speciale până la balzam pentru buze ca să nu crape. Eventual am ajuns, iată, a treia zi la tabără, care e foarte rudimentară, adică nu e o tabără cu toaletă, cu lavoară, adică este o structură din piatră în care sunt niște paturi în două etaje, în care îți pui cortul și atât, adică nu e nimic mai mult și afară sunt gen plus 5 grade ziua și minus 10 noaptea și prin geam bate un pic vântul. Din fericire, a doua zi... Este o improvizată un veceu care e la o margine de stâncă. Și cam asta e tot. Dușul... Da, adică este un perete acoperit cu o gaură în pământ. A doua zi s-a trezit aproape nou-nouț, sigur mai în forță, mai pregătit să-și continue drumul prin munți. În a patra zi trebuia să mai ridice 1000 de metri ca să ajungă la platou, un ghețar situat la 4200 de metri altitudine. Regula de bază e să mănânci cât mai mulți carbohidrați, cât mai multe glucide, ca să ai cât mai multe energie. Paste, lucruri produse din pâine, cărniță, fructe, nucșoare, o grămadă. Fructe uscate. Ne-am umplut buzunarele cu nucșoare și era de multe ori
scenă în care într-un buzunar dădeai și o bucată de salam. Pentru că... Și am văzut că și apa e într-un tub. Da, e... De unde vine apa? Se numește Camelback, e un rezervor de apă care stă în, în gazdan, pe care îl umpli cu ceai sau apă de care ai nevoie. Apa, apropo, mi-a rămas un pic de la, un, de la o fântână din Thailanda. Vorbești serios? Da. Porți cu tine acolo apă din Thailanda? A rămas pentru că eu am venit recent, vrei să gusti? Da, vrei să trebuie să apeși cu dinții pe... Cu ce? Cu dinții? Da, cu dinții apeși pe, pe astea, după aha, care, practic, trage, ia să curgă. Cum e apa din Thailanda. Bună! Da. Are așa o aromă stranie la sfârșit. Parcă îmi place cineva cu petișoare de astea, știi? Aromatice? Da. Nu, nu știu. Da, e diferit un pic. Mă rog, eu m-am deprins pentru că am băut nu doar apă. Să revenim însă la platou. Acolo trebuiau să decidă cine merge în vârf și cine rămâne în tabără ca să aibă grijă de un ceai la foc pentru cei care revin. Ai 13 sau chiar 14 ore de mers și nu prea ai chef să faci ceai singur atunci când cobori din vârf. În plus, dacă se întâmplă ceva, cineva trebuie să aibă legătură cu civilizația ca să reacționeze. În semn de recunoștință, aventurierii care au urcat în vârful muntelui Kazbek au luat steagurile tuturor participanților. Prin urmare, chiar dacă fizic nu s-au deplasat, au ajuns prin steaguri. La 3 ne-am trezit, ne-am luat ceaiul, fierbinte. Ceaiul meu trebuia să-l bem primul, pentru că el nefiind izolat în gheață. Și după aia mai aveam termosuri, care urma să le bem după aia. Mi-mi era comod că eram cu ceaiul lângă mine și le dădeam la toți să bea. Și am mers prin noapte. Apoi muntele nu este neapărat cel mai prietenos mediu. Era destul de înfricoșător. Noi mergeam noaptea și acolo sunt avalaje de pietre. Practic din cauza temperaturii, cât mulți versanți stau pe un ghețar. Și atunci câte un pic, din când în când, sunt avalanșe de pietre. Se desprind pietre din vârf, ele antrenează alte pietre și cad spre jos. Și noi mergând printre versanți, încercând să urcăm, eram destul de aproape de locul unde cădeau pietrele. Și asta era, îți dădea destul de multe emoții, pentru că era beznă. Și noi veneam doar cu lampa în fața noastră și auzeai zgomotele și trocotele dinspre munte și sperai că nu e o pietre care se oprește în tine. Dar eram destul de vigilenți și împreună când auzeam ceva sunet, încercam să ocolim cât de mult posibil. Apoi a fost extraordinar să ajungem la platou, unde deja trebuia să ne luăm crampoanele și să luăm bețele. Și în momentul acela că începea să răsară abia soarele și era, se ivea de ziua, era extraordinar priveliște din, practic, sălbăticie cei de sus, tot înghețat și alb, și se vedea soarele cum iese din spatele unor alt munți, era un moment foarte, foarte fain. Următoarele ore au fost albe, căci totul era acoperit cu omăt. Și era frig. Era un fel de trans, care tu încercai să mergi pas cu pas și să-ți ții respirația. Pentru că era frig? Nu mi-era frig, adică te încălzești. Din când în când ți-era frig la picioare sau asta, încercai să ții pasul și să ții respirația. Problema nu era în frig, era în oxigen. Din mod normal trebuie să respir de 3 ori mai mult ca să-mi satisfac necesitatea de oxigen a mușchilor. Și asta e cam mai ciudat și mai interesant. Și apoi deja începi să devii extrem de obosit și spre fine ești, nu știu, te gândești de ce am făcut asta și unde m-am băgat și de obicei ce caut eu pe muntele ăsta și de ce nu stau acasă în cald și bine și comod. Și acum duc greutatea asta în spate și mă cațăr pe dealul ăsta care nu se mai termină și... Jurai? Cam așa se întâmplă. Însă cu mult mai puțină energie, tot îți petreci în cap, dar pe din afară ești foarte calm, pentru că orice mișcare necesită 2-3 respirații în plus. Respectiv, îți păstrezi toată energia. Însă, chiar exact aproape de vârf, când în cel mai intens mod în jur și urești faptul că de fapt ai pornit în asta, când primii oameni încep să ajungă și exclamează și se bucură, începe un flux de adrenalină, că nu-ți dai, mai dai seama unde ești, ce faci, cât de obosit ești, că vrei să alergi până în vârf. Și cam asta încerci să faci și cu pași rapizi și când ajungi acolo în vârf, toate astea se anulează. Și de fapt începi să realizezi că tu ai ajuns acolo, că de fapt ăsta e vârful, ăsta e picul, unde nimeni nu s-a aștepta ca să ajungă atât de mult lume și tu de fapt ai ajuns. De fapt toată expediția deja a devenit un succes, că toată lumea a ajuns aici. Și când
imediat după ce faci poza cu steagurile la toate popoarele astea, îți dai seama că este undeva o șansă că o să ajungă mesajul ăsta undeva și ceva o să schimbe. Și nu-ți dai seama cât e importantă și misiunea. Extraordinară experiență, nu? De la Valeriu mai putem împrumuta ceva, nu doar spiritul aventurier și curajul, dar și simțul civic. De altfel, așa s-a întâmplat că anume acesta l-a ajutat să ajungă în locații de vis, să vadă lumea. Face foarte mult voluntariat. De aceea, ca de obicei, venim cu un sfat despre cum să călătorești fără să sărăcești. Făcând voluntariat, mi-am deschis o întreagă lume de posibilități și oportunități și na, de atunci s-a pornit. Și atât Rotaract e organizația în care eu îmi petrec destul de mult timp, făcând diferite proiecte, pentru că acolo sunt alți oameni, la fel de entuziasmați și dornici de a face bine, cu care e plăcut să faci ceva împreună. Ce fel de organizație e? E o organizație non-guvernamentală, e parte din familia Rotary. Familia Rotary nu e neapărat o sectă, nu are nimic cu cultul. În organizație nu se vorbește despre religii, nu se vorbește despre politică, este total în afara lucrurilor astea. Sunt două direcții, unicele direcții pe care le are. Una este să rezolvi problemele din comunitate cu forțele proprii și doi, să te dezvolți personal, făcând proiecte, făcând chestii. În toată lumea, practic în fiecare oraș sunt cluburi. Și practic 2 milioane de membri. Ceea ce îmi place despre Valeriu e că el mereu acționează din pasiune. Nu urmărește să facă bani și apucă să facă mii de lucruri extraordinare. Călătorește așa cum mulți doar visează. Numai în ultimele 2 luni a vizitat 7 țări. Prima destinație a fost Polonia, unde s-a întâlnit cu membrii organizației Rotaract. A mers în Italia la Expo Milano 2015 ca să prezinte vinurile moldovenești. Banii de cele mai multe ori sunt doar o chestie de tranziție. Eu niciodată nu am avut ca scop să fac bani. Pentru că e un ceva intermediar, adică poate... Asta sună tare frumos, liric, poetic, zic cum vrei. Le-ți spun cum lucrează. Iată, de exemplu, cu conferințele europene, mă rog, acolo drumul ți-l achiți din banii proprii. Însă, în ziua de azi nu este greu să călătorești. Sunt companii avia low cost. Noi am plătit în total, dus întors, 70 de euro. Până în Polonia. Iași, Milano, Milano, Varșovia, Varșovia, Poznan, Poznan și, și înapoi. Stai, pentru tot acest traseu, 70 de euro? Exact. Un bilet avea din Milano până în Varșovia costă 15 euro. Respectiv, nu sunt atât de multe cheltuieli și chiar nu trebuie să investești atât de mulți bani. După Italia, a urmat România, mai exact orașul București. Acolo a prezentat din nou vinurile moldovenești. Și asta pentru că a inițiat un blog despre vinuri, Winific, iarăși fără aspirații grandioase de a câștiga bani. A făcut-o din pasiune. A vrut ca lumea să știe legendele vinurilor noastre, să le descopere aroma și esența. După prezentarea de vinuri, practic, când m-am trezit, am ajuns la 2 acasă. Am luat avionul spre Tbilisi în expediția cu muntele. Acesta este Valeriu Istratin, veșnicul călător, care, apropo, face și fotografie. Despre asta însă vorbim într-o altă dimineață.